Amorsa, cunoscută și sub numele de grunt de amorsare, este un produs omogen lichid folosit ca etapă pregătitoare înainte de vopsirea suprafețelor, pereți, tavane, podele, etc. Amorsa se aplică atât la interior cât și la exterior. Suprafețele de lucru peste care se poate amorsa sunt suprafață cu tencuială de var ciment, suprafață cu gled de ipsos, peste beton, suprafață deja acoperită cu vopsea, plăci de gips carton. Rolul amorsei este important și nu trebuie neglijat dacă îți dorești ca rezultatele muncii tale să fie cele la care te-ai așteptat. În primul rând, ajută vopseaua să adere ușor la suprafața de lucru, formează o peliculă omogenă. Apoi ajută vopseaua să se aplice uniform. Ajută vopseaua să se aplice peste un strat vechi de lavabilă, chiar dacă este o culoare puternică. Ajută vopseaua să se usuce uniform. Reduce consumul de vopsea, așadar economisești bani, deoarece amorsa este mai ieftină decât vopseaua. Fixează-l praful. Împiedică apariția petelor, ulterior procesului de vopsire. Conferă aspect uniform vopselei.